Le readuce telespectatorilor peste numai două zile cel mai sofisticat și rafinat format de cooking din lume. În noul sezon Top Chef sunt puse pe muche de cuțit abilitățile a 24 dintre cei mai buni bucătari din România. Dintre aceștia, doar unul singur va pleca acasă cu marele trofeu. Ce este așa mut, așa? De ce nu vorbește? Este stresat puțin? În competiția pentru marele premiu, concurenții vor să dea ce au mai bun. Mohamed! Spune. Ce ai făcut aici? Un pic de patinjel și ceapă. Se fiert homar. Nu trebuie să fie apă fierbinte, fara coriandru? Nu-mi trebuie așa. Fiecare concurent trebuie să demonstreze că are îndemânare la prepararea mâncării, dar și cultura culinară. Dragi concurenți, tema duelului vostru este inspirată de copilăria lui Joseph Haddad. Este vorba de domn preparat, dacă aduc aminte de colpederea mea când am fost eu mic în Maroc. Se invit pe voi să guste de preparate, să simte puțin ce înseamnă Nordul Africa. La noi acasă nu a fost exista pe câteva preparate acasă. A fost un preparate, a fost în mijlocul unei mese, părinți și noi copii, asta mâncăm astăzi. Nu există nu vrea o dă-mi altceva. Asta a fost. Ce nu vrea să mănânci, nici o problemă. Poți ridica? Nu avem altceva. Pentru fiecare preparat, concurenții trebuie să fie creativi și să reușească să se adapteze în cele mai inedite situații. Șoc! Să-mi dați exact ce nu vreau să-mi pice. Carne! Dar va trebui să o facă, iar cel mai rafinat juriu de profil, format din Nicolae Tand, șef Joseph Haddad și Tudor Constantinescu, va supraveghea atent fiecare mișcare. Un top șef e cel care inspiră pe cei cu care gătește și îi bucură pe cei pentru care face asta. Este artistul care creează folosindu-și toate simțurile. Vrea perfecțiune în fiecare farfurie. Ca să fii bun într-o meserie atât de grea, trebuie să pui mult suflet. Noul sezon al celei mai savuroase competiții culinare, Top Chef, ia startul luni de la 20:30 la Antena 1. Da!